și pe public puțin, și pe public puțină lumină. Hai că au venit și ei, au venit și ei. Mulțumim frumos că au venit și acolo. Sărut mâna, doamnă. Vă pup, domnul Viorel, vă pup. Doamna Irina. Da, sigur. Da. Domnul Serj. Domnul Costaș. Parcă au venit și Gigel. A venit Gigel acolo. E bine. A venit și doamna Viorica. Da. Vă mulțumim. Cu tabăra din Lehliu. Acolo. I-a dus. Da, foarte bine. Haideți, doamna președintă. Haideți. Gata? Ce? S-au adunat toți? Da, dragă, sunt toți. Atâta s-a putut. Pe restul i-am pierdut în gară la Lehliu. Au rămas la băut. Mă, și ți-am spus să nu le dai să bea. Ei, na, acum ce vrei. În fine, ăștia sunt. I-ai frăgezii deja? Lasă-i, măi, am dat 3 mici sarma. Ce mai vrei? Foarte bine, foarte bine. Nu vreau să facem acum de vreo fală. Să spună la gazetă că ne-au aplaudat, doamne, iartă-mă, pe burta goală. Bun, hai să începem. Hai, ce? Ți-i dăm zor, că în 2 ore trebuie să fiu la coafor, mă. Hai. Ia. Prea cinstită adunare. Da. V-am adus o veste mare. Alții nu vor ca să aflați, dar... sunteți deja salvați! Clar. Ce să mai? Deja ați câștigat! V-a pus Dumnezeu mâna în cap! Nu mai lungim, nu mai scăldăm! Anul ăsta? Candidăm! Aplauze și un rând de bere la toată lumea! Muzica maestră, muzica o sârbă pentru electoratul nostru! Faceți loc, faceți loc, dați-vă înapoi. Nu-i o glumă deloc, candidăm pentru voi. Faceți loc încă un pic, nu vă împingeți așa. Pentru toți avem pix, calendașul s-a arma. Am aici la sub braț mapa plină cu foi. Și de sus până jos, viitor luminos. Pe la pagina 5 avem numai lozinci. Și-am băgat la erată viață îndestulată. Faceți loc, faceți loc, suntem femei. Faceți loc, faceți loc, că suntem trei. Faceți loc să încăpem, să încăpem toate, fiindcă suntem femei. Cu greutate faceți loc, candidăm. Contăm pe tine, fiindcă vrem la popor să facem bine, ne votați, vă lăsăm. Ne-ați ales, v-am pupat și vă mai deranjăm. La vădam, la mandat. După 30 de ani suntem care semnați. Vă citesc din priviri, omii, nu ne așteptați. Așteptați doar atât, dar nu faceți nimic. Facem noi, stați cu minți, totul e pregătit. Facem cinste cu mici și o bere la pet. Chiar și pentru cei mici am avut un bachet. Dăm și țuică și vin. Dacă vreți, dăm și bani. Și vă mai dăm bonjour peste alți 4 ani. Să cânt pe lăuta, să curgă valuta. Dacă vrei să prospătezi, hai cu noi să ne votezi, măi lume! Hai! Pune ștampila pe mine, că ți-o-i face numai bine lume! Hai! Dacă vrei să prăpășești și bine ca să trăiești, și bine ca să trăiești lume, hai! Pune ștampila pe mine, că ți-o-i face numai bine și la mine, și la mine lume, hai! Dacă vrei să prăpășești și bine ca să trăiești, și bine ca să trăiești lume, hai! Pune ștampila pe mine, că ți-o-i face numai bine și la mine, și la mine lume, hai! Aplauze! Vă mulțumim! Mulțumim! Vă mulțumim! Așezați-vă la loc! La, sunteți așezați! Și nu uitați! Nu mai sunați la 112, gata, doamna cu telefonul! Nu?
Salvarea vine de la noi. Ne-am anunțat candidatura. Cum ar veni, treaba e rezolvată. Țara e salvată. Ura! Noi, trei femei, avem soluția ideală. Da. Toți contracandidații or să intre în boală. Da. Și vă anunțăm pe cale oficială că noi deja deținem și am intrat în era digitală. Da, pentru că, doamnelor și domnilor, noi deținem inteligența artificială! Ura! 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 Și încă un rând de bere la toată lumea, domnule! Decenii se chinuie genii să ne digitalizăm. Să nu mai stăm la coadă, să ne împingem grămadă, să ne civilizăm. Dar noi facem față, că avem interfață și IQ-uri codate. Știm să facem pe prostul și suntem updatate lateral, față, spate. Avem botox să ne mufăm mai bine la bugetul de stat. Avem unghii cu gel sclipit și model bune de acățat. Avem gene false foarte întoarse și abia vă aștept să vă arăt silicoane de expus la balcoane, la toți ne-ndiem. Căci suntem capabile, independente, suntem rapide, că nu suntem lente. Ne e naturală inteligența artificială. Deci suntem capabile, independente, suntem rapide, că nu suntem lente. Ne e naturală inteligența artificială. Solo! Avem creme hidratante cu diamante, suntem alunecoase. Avem un fond de ten rezistent la sistem, că vrem și noi 5 case. Chiar 6. Avem un implant rezistent la transplant de onestitate. Suntem în mod constant clonate pentru realitate. Și suntem capabile, independente, suntem rapide, că nu suntem lente. Ne e naturală inteligența artificială. Deci suntem capabile, independente, suntem rapide, că nu suntem lente. Ne e naturală inteligența artificială. Ne e naturală inteligența artificială. Ne e naturală inteligența artificială. Oh, yeah. Doamnelor, doamnelor, eu sunt optimistă. Avem șanse mari la vot. Da. Păi două mandate, România a fost condusă de un robot. Da. Păi noi atâtea generații am robotit. Am fost roboate. Așa. Și am supraviețuit. Dacă am dat din coate. Da. Și mai avem un pic de dat. Pentru că mai sunt unii care ne îndeamnă la cratiță și la spălat. Stai, da. Stați un pic, doamnelor, să ne dumirim rapid. Facem un sondaj. Așa. Deși foarte, foarte convinsă că suntem în avantaj. Stați un pic. Concetățenii mei, noi vă iubim nespus. Da. Spuneți sincer,
Nu e așa că vreți ca femeia să fie sus? Sus femeia, sus femeia, sus femeia. Da, să știți că sus munca e obositoare. Dragă, satisfacția este și mai mare. Cu cât suntem mai sus, cu atât suntem pe plus. Păi atunci să robotim, să robotim. Așa. Ca să parvenim. Da. De când ne știm tot robotim, se spune că nici nu gândim și mult timp s-a crezut că nici măcar nu suntem om. Că suntem simple vietăți sau că suntem proprietăți și ne-am născut cu un scop și atât, copii să plămătim. De când ne știm tot robotim, facem curat, spălăm, gătim și mult timp s-a crezut că nici măcar nu suntem om. Că suntem doar un aparat în prealabil programat să îl slujească pe bărbat. Necondiționat. Klaus, robot, robot, Ion. Și noi am fost roboate, ghinion, ghinion. De generații robotim și accesăm la oale, dar vrem acum să accesăm și noi ceva farale. Klaus, robot, robot, Ion. Și noi am fost roboate, ghinion, ghinion. De generații robotim și accesăm la oale, și vrem acum să accesăm și noi ceva parale. Dar uite, vremea s-a schimbat și ne întoarcem la matriarhat. Robotul este și bărbat, femeia e și om. De robotic n-am terminat, dar o facem mecanizat. Gătim sarmale prin wifi online, facem copii. Telecomenzi, avem un set și pentru port și pentru bec. O lume întreagă controlăm numai din degețel. Copiii cresc automat cu telefon încorporat. Pentru orgasm planificat există portofel. Klaus, robot, robot, Ion. Și noi am fost roboate, ghinion, ghinion. De generații robotim și accesăm la oale, și vrem acum să accesăm și noi ceva parale. Klaus, robot, robot, Ion. Și noi am fost roboate, ghinion, ghinion. De generații robotim și generăm fiori, și-am vrea acum să devenim din victime agresori. Adică ce vreți să spuneți cu acest lucru? Așa cum devenim atunci când nu ne aduceți flori. Deși suntem femei, am vrut să fim egale cu bărbații. Și acum am vrea să fim și mai egale decât ei. Că suntem trei. Da. Am ars rochița și ne-am pus nedragi. Pus. Cravata ne-am legat-o până în gât. Am sugrumat femeia astfel încât au mai rămas din ea doar urme. Vagi! Unde e vorba dulce și duioasă? Eu bag de seamă că ți-e dor de coasă. Unde e șoldul unduios și inocența de fecioară? Da, și bătăile rupte din rai de odinioară. Mai fetelor, unde e casa plină de veselie și copii? Și soacrele care-ți dădeau scularea în zor de zi, suratelor! Să-mi fie cu pardon, dar mă bucur sincer că s-a dat femeia jos din pom. S-a dat?
Se dă, se dă jos din pom acum, se dă jos din pom, se dă. S-a dat femeia jos din pom, fiindcă un inginer i-a spus cum că femeia ar fi om. Aoleu! Și că ar avea o coastă în plus. Bărbatul fluieră pe afară, copiii-s la măsa la țară. S-a dat femeia jos din pom și s-a dus. S-a dat femeia jos din pom, s-a dat, s-a dat. Și-a pus ițar, țigara în gură, la corporație și-a luat job. Good, good job. Unde fumează și înjură, în rest muncește ca rob. Bărbatul e la pedicură, ea iese seara cu băieții la băutură. Hai noroc! Doamnelor și domnilor, bine ați venit la băutură! Femeia jos din pom, și s-a făcut de putăreață. Își face cocuș mițion, și-ntre soții este cea mai aleasă. E devotată, iubitoare. Și dacă șeful ei ar cer, ar face sex și cu programul de guvernare. S-a dat femeia jos din pom și nici acum nu regretă. Și-a montat țâțe XXL, mă. Două. Și doi copii în eprubetă. Are amant pe Google Chrome și o viață de pus pe copertă. S-a dat femeia jos din pom și crede că ar fi om. Și-ar crede că ar fi om. Te pomenești că om. Ea crede că ar fi om. Femeia jos din pom, s-a dat femeia jos din pom. Jos cu femeia jos din pom. Și vezi că este om. Om vedea. Fetelor, măi, dar voi nu credeți că de fapt ce? Le dăm idei? Cui, mă? Bărbaților. Că ăștia vor acum să fie mai femei. Ce, doamne, iartă-mă, facem aici? Luptăm tot pentru ei? A, nu. Ha? Nu, nu. Păi nu mai am loc de ei la epilat să ne ia și locurile noastre din senat. A, nu! Hai, dragă, că o luați prea personal. Nu. Luptăm pentru femeia din bărbat. Ah. Ca ea să crească. Da. Să se desfășoare. Da. Să nu se mai spune că e discriminare. Ok, primesc. Și asta e o idee, da, 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 da. Că nu vreau să ascunsă, să stea ascunsă în bărbat vreo femeie. No, no, nu, no, asta no. Și uite, sunt dispusă la un mic compromis. Da. Vrem bărbații să ne dea cu bis. Da? Și femeile din bărbații. Dacă bărbatul se vrea femeie, se vrea femeie, cu noi să stea, cu noi să stea la bârfă și comedii, și pendelete despre diete. Ca între fete vom vorbi zi de zi. Ne vom da mâna, întotdeauna. Că femeia din bărbat, doar femeia din bărbat, Este cel mai bun băiat. Dacă bărbatul Se vrea femeie, Cu noi să stea. Îi vom pofti imediat. Ah.
fetelor, ce frumos, puteți să mai cântați odată. Ajunge odată. Hai să lăsăm bărbații cu fire delicată. Să nu fim ipocrite. Hai că realitatea este că ne vrem și protejate, da, și bibilite, tratate ca niște regine și cu vorbe alese. Protejate și... de cine? De prea mult bine. Exact. Hai că mă apuc acum migrena și o dau în, în Macarena. Și dai la tu corpul alegria, Macarena, candidează fetele, nu înțeleg care e problema. Până și Marcel de la Buzău vrea președinte. Candidăm și noi că avem mai multă minte. Ah. Vă mulțumim. Femei, bărbați, nu mai contează. Fetelor, doar strategia e la bază. Fiți atente! Suntem! Acum cât e campania electorală, toate o ardem cu familia tradițională. Ardem! Că de la oameni vine votul. Omul de rând e ăla care pune votul. Pune! Batic pe cap. Da. Trei cruși pună-n pământ. Pupa de moaște. Asta e rețeta. Păi cum crezi că-i convins să-ți dea votul pe Gheorghe și pe Veta? Și apoi, când ne-am văzut tot interesul, opa! Opa! Am sucit foodul către coana Europa. Da. Unde e Europa? În partea cealaltă. Opa! De la români vine votul, bună oară, dar numărat. E? Se face tot afară. Se știe. Afară? Nu, dragă, voi stați aici. Doamne, ferește. Trebuie să le mai zic câte ceva și lor. Stimați alegători! Ai, erau aici. Gata cu dezbinarea. Vrem unitate. Vrem între noi să fie doar solidaritate. Furăm și unii și alții, parte în parte, că avem de unde și avem cu cine. Doamne ajută! Bărbați, femei, uniți, furăm mai bine! Furăm mai bine, nu! Furăm mai bine! N-ați înțeles așa cum se cuvine? Da, da. Noi suntem candidate, suntem model. Nu avem Lexus, nu avem Coco Chanel. Și candidăm să avem și noi la fel. Cu voi de la statul paralel. Vrem să vă dăm absolut tot ce vreți, ca să vă luăm înapoi tot ce aveți. Noi suntem generoase, iar voi puteți să trăiți doar cu apă și pufuleți. Deci... nu-i lăsa să-ți fure votul, nu-i lăsa să te dezbine. Pune ștampila pe mine, uniți, furăm mai bine. Haide! Nu-i lăsa să-ți fure votul, nu-i lăsa să te dezbine. Pune ștampila pe mine, uniți, furăm mai bine. Pe mâna noastră dacă vă veți lăsa, nu vă lăsați prea greu, v-am cam ruga. Noi suntem candidați, nu suntem proptea. Și-o face cât și dacă s-o mai putea. Candidatura noastră e cu folos, că și la țară îi place sexul frumos. Iar am pornit și noi de foarte de jos, iar drumul a fost lung și anevoios. Că trebuie să disimulăm. Cu capul plecat să stăm. Am trombonici, am mințit, am fraierici, am amețit. Ne-am gudurat, ne-am transpirat și atâtea funduri am pupat. Am plâns în pum și am tăcut, am făcut ce n-am fi făcut. Am mituit, am șterpelit și câtă șpagă am mai plătit. Câtă? Multă. Am înțepat, am înșelat, falsificat, calomniat. Am neglijat familia și tot ce-a mai rămas din ea. Tot! Dar toate au avut rostul lor.
ajutor. Amen. Să facem bine. Amen. Să facem bine. Praise the Lord. Să facem bine la popor. Haideți, copilași. Noi suntem candidați cinstiți și știm fura frumos. Noi suntem candidați cinstiți și știm fura frumos. Ura, drăguța mea, noi știm fura frumos. Ura, drăguța mea, noi știm fura frumos. Și cum spuneam? Nu-i lăsam să-ți fure votul. Nu-i lăsam să te dezbine. Pune ștampila pe mine. Uniți, fură mai bine. Nu-i lăsa să-ți fure votul, nu-i lăsa să te dezbine, pune ștampila pe mine. Uniți, fură mai bine. Hai! Uniți, fură mai bine. Și dumneavoastră, uniți, fură mai bine. Deci, bravo, mulțumim. Suntem pe drumul cel bun, bine, bine. Furăm, furăm mai bine. Sloganul am găsit de partidul nostru, mult iubit. Partidul nostru, care la oamenii trebuie. Da? Că nu degeaba se numește... Cum? Fe. Așa. Fe. Hai că poți. Fe. Ha. Fe, fe, fe. 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 De la ce? Femei fără frontiere. A, nu. 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 Nu femei fără frontiere. Fără femei fițoase. E. Nu. A, nu. Fe, 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 fericire fără frecvență. Wow. Simplu. Așteaptă-mă. Metafizic. Așteaptă-mă. Păi mai cine poate să ofere mai multă fericire decât femeia care este plină de iubire? Toți promit Schengene, infrastructuri, casă și masă, de fericirea la român, la voi, nimeni nu-i pasă. Nu-i pasă. He, partidul nostru, fe, 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 e binecuvântat. Doamne, ajută-i și măicuța domnului, că și ea e femeie. Că numai noi dăm la român ce i s-a luat. Da, redăm speranța. Fericirea e post, dăm și halva. Dăm halva. E drept fără frecvență, dar tot vă alegeți cu ceva. Să cântăm ceva. Partidul ce-am înfăptuit care vrem ca să-l votez. Pe care? Pe partidul nostru fericit. Dacă cu noi te alăturezi, nu-ți trebuie vreo competență. Te luăm și la fără frecvență, cu toții patria iubim, ne zvârcolim, ne tăvălim, ne terpelim. Steagul nostru fâlfâie, fâl, un bânzovar, un miezure. Un ce? Cu ele în lume ne mândrim, cât fericirea propovăduim. Cu steagul nostru tricolor, noi mergem și la coafor, la mol, la piață, la gunoi. Avem patriotismul noi. Atât de mult cât te dorim, atât nimic pentru tine nu precupețim. Și ca mereu să-ți fie bine, noi fericite suntem și pentru tine. Partidul nostru, fe, 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 e fix exact ce-ți trebuie. Cu el să fii tot fericit, și când ești treaz, și când ai adormit. Fe, 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 fe. Mulțumim, concetățenii noștri. Vă mulțumim.
Vă mulțumim, stimați alegători! Linia pe care mergem este clară! Șerpuită, dar ești tu chioară. Este clară că tot ce promitem e fix, pe strict, pe bază de țărișoară. Noi nu vrem să ne disturbe la doctrină oculta muzicală sau vreo influență mai străină. În plus. În plus? Ne asumăm o sarcină plenară. Lenară! Lenară! Să introducem dictatura culinară. Linară. Cine a mai pomenit fructe de mare la un popor de daci? Nimeni! Românca-i patrioată. Face sarmale în foi de varză? Face! Face cozonaci? Face! Eradicăm veganii. Punem fast food-ul pe butuci. Jos butucii! Și tot românul va găti în tură și la tuci. La turci! Și obligatoriu! Obligatoriu! În fiecare casă va fumega mămăliga pe masă. Ful, ful, ful. Așa fumegă la mine. Adio, broccoli, sparanghi, colantive. Asta, asta avem labă. Știr, ștevie, prazul, leuștano. Și o mie de motive să ținem cu tradiția, că focul o să ne arză. De aceea vom mânca doar mânz, viezure, barză. Da. Și pentru că chiar vrem, dragi alegători, ca românul să-și păstreze forma, vom face o excepție și naturalizăm șaorma. Băi, fetelor! Da. Asta e platforma. Românul adevărat mâncă șaorma, că am văzut eu ce se mâncă aici pe la Palma. Păi de sălcioară, vrem platformă populară, să facem bine la țară. O platformă cu de toate, ca șaorma în bucate, ca șaorma în bucate. Uite așa se îndoapă fata și pe stânga și pe dreapta, și pe stânga și pe dreapta. Și pe fund și pe picioare să se facă votul mare, să se facă votul mare. Haida, haida, cu șaorma, uite așa crește în platforma, hop, și așa, și așa. Haida, haida, cu șaorma, uite așa crește în platforma, hop, și așa, și așa. Hei, 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 hei! Haida, haida! Platforma care-i de soi, are sos de usturoi, care e făcut de noi, măi. Platforma care-i bazată, are ceapă și salată, ca să ne votez odată. Și-aș mânca o penserat, că se pune imediat, se pune dacă ai votat, măi. Și-aș mânca și dimineața, hai la vot că trece viața, fiindcă acum trece viața. Una mie, una ție, hai că merge și o piftie, hop, și așa, și așa. Una mie, ia de aici, hai că-i loc și pentru mici, hop, și așa, și așa. Hop, și așa, și așa. Haide, haide! Șaurmița-i pentru om, cum e varul pentru pom, cum e varul pentru pom, măi. Cum e omul l-a votat, cum l-ai prins, cum l-ai uscat, cum l-ai prins, cum l-ai uscat, măi. Și de o așteptare forma, noi îl umplem cu șaorma, noi îl umplem cu șaorma. Cât îi mestecă gurița, noi sărim iute pornița, până-n vale la Ibița. Nu ne văd, nu îi vedem, facem plajă și schiem, hop, șa, șa, șa. Nu ne văd, nu îi vedem, așa ce bine ne distrăm, hop, șa, 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 șa. Hop, șa, 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 șa. Hop, șa, șa, șa.
Shawarma e ca și platforma, costă de țindoaie forma, costă de țindoaie forma. Punem mâna de la mână, nu mâncăm o săptămână, să mâncăm shawarma bună. O shawarma cu de toate, cu cărniță și salate, bună e la sănătate. Și dacă intrăm în goală, merge și lipia goală, merge și lipia goală. Ia platforma naturală, nu-i bogoașă electorală, hop, șa-șa-șa-șa, e cinstită, cu valoare, hai să-ți dăm jos scobitoare, hop, șa-șa-șa-șa. Hop 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 hop. Ce vă mai place shawarma? Le place shawarma. Ce ne mai place shawarma? Ce faci, soră? Mănânci pufuleți? Aici, Doamne, mai aștept o leagă, te iau alegătorii de săracă. Și apoi, o ce să te auzi vorbe, iau-ți vrei pe banii să parvenești pe banii mei, băi. Dar e strategie, soro. Las-o baltă, așa se face politica înaltă. Cât înaltă? Da, mă, n-ai văzut la televizor, nu pleci de acasă fără pachetel. Și fără o bancnotă de 5 lei, uitat așa ca din greșeală, de sub el. Lasă, hai, gata, că... Nu. Stai că am o idee. Mai zile, Dana, ceva. Stai. Dragi alergători, după cum ne vedeți, noi suntem din popor, mâncăm și pufule... Mâncăm și puf... Ce? Am văzut la Dea Marcel. Mâncăm și pufuleți și ei fac parte din reforma culinară, da. Mie m-am stat aici, gata. Că mai avem o reformă pentru țară, da? Da. E o reformă care se necesită. Da. Că avem o intervenție incomodă și în materie de... Mită. Nu. De modă. De modă. De modă, hai mă. Adio, Dolce Gabbana. Adio, Louis Vuitton. De astăzi vom purta ce? Doar o șubă din monton. Oh. Adio plastice, adio, vinilin. Vinilin. Românii mei se vor purta doar un pânză topită și poplin. Și fără gen. Balenciaga, avem la pornița de saga, când janta de Balenciaga nu-mi cape prazul, nici unca mea de Praga. Adio Versace și Dior. Adio, adio. Chiar dacă simt că mor. Adio, adio. Adio Victoria să-i crezi. Adio, adio. Și plasă pe picior. Adio, adio, adio kilot tanga, adio, adio, adio pantofi Prada, adio, adio. Chiar și domnii parlamentari se vor purta numai în ieșitari. Continuăm reformele pentru popor, noi vom aduce din nou tractorul pe ogor și pe tractor vom pune harnic muncitor pe muncitor vom pune. Un amortizor să nu se audă când bate tacheții la motor. Vom da din nou greutate la industria ușoară. Ne luăm și gazul și curentul înapoi în țărișoară. Va vreda iarăși demnitatea clasei muncitoare. Fabrici, uzine vor râde iarăși către soare. Istoria se va repeta din nou. Exact. Din nou. Doar că în loc de unul vom fi... Moment! Toate trei într-un tablou. Și frecenți Valenciaga, avem papornița de saga, în geanta de Valenciaga, nu-mi cape brazul,
Văd că ați rămas tablou. Puțină înviorare, deschidem licitație cu strigare. Da? Striga și vezi. Striga cineva? Care eu? Ura, ura! Cât? Fe! 5 lei tabloul? Degeaba le-am dat 50 de lei ăstora de aici, măi. Da? Fe! Degeaba. 5 lei tabloul. 5 lei tabloul pe post de suveniri, poftim! E? Cine oferă și mai mult, îl dăm cu mir. Că mă mir. Mă 5 lei, cine dă 5 lei? Ce-a tablou? Nu vor, măi, nu vor. Ca la vor, mă, n-au curaj, mă, n-au curaj. Ca la 5 lei, mă. 5 lei. Eu le las. Așa, domnul, de acolo ne place. Hai că începe. Hai că acolo a funcționat bine. Hai. Nu că l-am pus eu pe ăla. L-ai prins? Hai, mă, dați în viața reală cum ar veni, nu așa. 20, s-a strigat acolo 20? 20. Dați lumină pe sală, că nu știm cine ne trăim. Lumină pe sală, că nu se poate așa. De azi se ascult și vorbim. Ia-te acolo, doamna cu păr interesant. Da. Cât să dă acolo, că nu văd. 20 odată. Că e bine, 20 acolo, două tablouri, mai e unul. Sunt cu autografe, poate contează asta pentru dumneavoastră în eternitate. 40, acolo, minunat. Avem 40. 50, extraordinar. Extraordinar. Oh, deja e minunat. Deja mă cumperi. Da. Asta începe să sune amită electorală, asta este. Să le luăm banii, zic că da. Asta ne pricepem. Da. Dați, doamna, aduceți banii. Cine oferă? Stați, mă, adică voi ați învățat de la noi să mințiți sau cum? Ăștia s-au prins de schemă, să vezi. Ăștia s-au prins de schemă. Care zicea că îți dați 20 și totuși să ne alegem totuși cu ceva? Alegător cinstit. Adică hai, dați 20 și vă dăm... Nimeni? Să amortizăm investiția. Dom'le, vrei să vin eu la tine să iau cei 20 de lei? Că nu e problemă. Mă cobor de pe scara socială și vin. Electorală, asistent. Pardon. Avem un asistent în sală care ne poate ajuta în acest... Da, domnule, acolo. Domnule, și până acolo. Se termină să faci rost. Vă rugăm frumos acest lucru să se rezolve. Pentru că... staful nostru... La doamna, ia-i banii. Mai era cineva pe acolo cu 20 să... Băi, să-și asume, să ne asumați oamenii. Cine a adus, domnule, publicul ăsta aici? Ne asuma. 100, 20 și 20 pe undeva pe acolo. Am văzut. Identifică-i, că îi luăm pe cameră de luat vederi după. Nu mă arăm noi la votul pe de-aia. Vezi să nu bași racul la bani. Vă mulțumim. Stimați alergători, acum că am pregătit reforma la mâncare, la agricultură, la industrie. La țoală. Mm-hmm. Ne-a mai rămas să facem neprecuțit. Necrepupețit. Pecuțit. Pecuțit. Cum zice ea? Neprecupețit. Hai, nu mă luați cu glume ca la școală, că mai avem marea reformă în materie fiscală. Oule. Că și femeia, ca și demnitar, liniște, vă rog, poate să adâncească deficitul bugetar. Poate! Și ea vă poate crește taxele instantaneu. Poate! Poate, poate să pune economia pe butuci, că nu sus e greu. Butucii! Sus butucii, domnule! Oh, e, nu e, ba e, nu e, oh, e, nu e, ba e, ce e? Reforma fiscală e o treabă ușoară, o începem de iarnă și o schimbăm până la vară. Toamna la procente ajustăm și muncim, cu norme de implementare nu ne grăbim. Nu ne grăbim. Avem planuri cincinale cu mărire de leafă. Veți simți bunăstarea cum vă ia pe la ceafă. Creștem PIB-ul și traiul pe orice nivel. Facem din... Dați-mi, domne, o lumină aici, că nu vă sunt chioară, doamne, iartă-mă. Deci, o lumină, Dumnezeu adică adevărat. Adică un pic de lumină din spate, dacă se poate. Da, că suntem pe beznă. Un pic, așa, început. Ca să vadă și doamna ce are de spus la alergător. Eu aș vrea doamne să încep ajută. Reforma da. De la început, așa cum începem iarna. Hai să mai facem, că fac așa reforme fiscale de 20 de ani și tot așa exact. Le iese.
Reforma fiscală e o treabă ușoară, o începem de iarnă și o schimbăm până la vară. Toamna la procente ajustăm și muncim, cu norme de implementare nu, 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 nu ne grăbim. Nu ne grăbim, nu ne grăbim. Cum spuneam, avem planuri cincinale cu mărire de leafă. Veți simți bunăstarea cum vă ia pe la ceafă. Creștem și PIB-ul și taiul de pe orice nivel. Facem până la cer bugetul de stat. Paralelelele, paralel, parale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 l
bine la fiscalitate. Femeia poate, femeia știe să facă la risipă economie. Femeia știe, femeia poate să facă bine la fiscalitate. Femeia poate, femeia știe să facă la risipă economie. Ai, 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 ai. Scoatem impozitul pe venit și profit, că nu ne plac profitorii, e sistemul învechit. Taxa pe valoare adăugată, mă, jos cu ea! Noi nu suntem o valoare, nu? N-avem ce adăuga. Patriotismul economic ne-e singura doctrină să dispară orice taxă de origine străină. Îi taxăm la român tot ce e specific. Capra la român, capra la vecin, grătarul și juratul în trafic. Din nimic, din nimic, din nimic, din nimic. Și femeia știe, femeia poate să facă bine la fiscalitate. Femeia poate, femeia știe să facă la risipă economie. Femeia știe, femeia poate să facă bine la fiscalitate. Femeia poate, femeia știe să facă la risipă economie. Yeah, 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 yeah. Noi suntem femei, avem spirit gospodar, știm să vă luăm cash-ul ce atârnă în buzunar, ca să fiți ușor și liberi, fără sarcină fiscală, dacă apucați vreo pensie, va fi foarte specială, băi. Foarte specială. Foarte specială. Frământăm ordonanță ca pâinea pufoasă, seara punem la dospit, dimineața pe masă. Mai promitem și tichete cadou de Crăciun. Funia e pe gratis, că dați dublu la săpun. Aoleu, dați dublu la săpun. Aoleu, aoleu. Căci femeia, femeia, femeia. Și femeia știe, femeia poate să facă bine la fiscalitate. Femeia poate, femeia știe să facă la risipă economie. Femeia știe, femeia poate să facă bine la fiscalitate. Femeia poate, femeia știe să facă la risipă economie. Uie, baie, uie. Hai mă că e. Nu e. Da. Nu e? Da, da, nu e. Mai e puțin. Mai așteptați un pic. Mai avem un pic de lucrat la reformă, dar vă facem bine, vă facem bine, bine. Pentru și pentru că noi vrem o Românie demnă, noi facem și politică externă. Da. Ne aliniem și noi cu interesul la cei care vă pun pe freză fesul. Suntem femei euroatlantice. Firește. Da. Iar aerul de Bruxelles ne cam priește. Da. O, ce bine. C-am auzit că are ciocolate fine. Are. Și toate vitrinele are magazin. Are, are, are. Noi nu vrem doar în Europa, domnilor și doamnelor. Vrem și în America. Da, în America. Că noi suntem neam de daci. Da. Ne știe și Africa. Da. Doar noi, roboatele plecate de la oală, reprezentăm poporul oculta muzicală. Da, da. Femeile o să facă, o să vedeți. Ce n-au făcut până acum acești băieți. Băieții din sală se exclude. Da. Vă integrăm de nou să vă vedeți. Lăsați lumina pe... Doamne, doamne, cine l-a plătit?
pompa, am făcut de toate. Asta la poză, din profil, din față și din spate. Ne-am făcut că înțelegem sustenabilitate. Am semnat de zora de ziuni pe diversitate. Dar într-una ni se spune nu, nu se poate, poate, nu se poate, nu se poate, nu se poate. Nu se poate în Schengen, ce-n mare scofală. Noi vrem să stăm la coadă, coada e națională. Atâți au vrut să ne integreze, nu s-a putut. Nici măcar marea integrare în absolut. Și atâta grabă, s-o luăm încet. Ne integrăm la leafă pe caiet. Aplauzele ne-ar fi de folos. Nu, 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 în Schengen nu vă integrăm. Nu, 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 nu acolo, altă idee avem. O integrare în comarnic este ideal. Să ajungem cu toți mai iute în predeal. Locul zăpadă, cu zăr inclus și hai toată lumea schiurile sus. Sus, 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 sus. Schengen s-a dus, s-a dus. Dus iară, bară la bară, iară. La ieșirea din țară, țară. Iară, dă-te-o în bară. Schengen s-a dus, regret nespus. Au, 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 au. Și încă o dată. Sus, 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 sus. Schengen s-a dus, s-a dus. Dus iar, bară la bară, iară. La ieșirea din țară, țară. Iar, dat-o în bară. Schengen s-a dus. Și hai toată lumea schiurile sus. Hai toată lumea schiurile sus. Și încă o dată. Hai toată lumea și încă o dată. Și hai toată lumea schiurile sus. Are lumea și schiuri. Foarte bine, foarte bine, mulțumim. Vezi, cu un pic de lumină totul este mai clar. Să recapitulăm. Avem partid, avem platformă, avem program, avem reformă, avem slogan, avem șaormă. Suntem femei, suntem în formă și în lumina sondajelor recente, în lumina sondajelor recente, domnilor și domnilor, ne asumăm că suntem competente. Da. Și, foarte important, da, ne asumăm că, deși suntem, yeah, unu, doi, deși suntem trei, noi nu ne comasăm. Nu. Fe, fe, fe. Să ne asumăm. Valoarea României, domnule. Asumăm, ne asumăm, ne asumăm, ne asumăm că candidăm, că candidăm, că candidăm. Și cam atât, și cam atât, și cam atât, și cam atât, ca să putem fura oricât. Ne asumăm, ne asumăm, ne asumăm, ne asumăm, ne asumăm că candidăm, că candidăm, că candidăm. Și cam atât, și cam atât, și cam atât, și cam atât, ca să putem fura oricât. Oricât, oricât, oricât. Politica este ca vremea înșelătoare, azi îți e cald și mâine intri la răcoare. Dar noi ne asumăm un risc așa enorm. Cu să ne torni? Nu să vă torni, pe un milion. Domeniul ăsta e de-a dreptul criminal, că ne expune inclusiv gramatical. Nu crede nimeni că e așa de complicat să te acordezi la subiect și predicat. Ce tare este asta, are doctorat, bravo ei! Bravo nouă că e cu noi! Cu noi! Ne asumăm, ne asumăm, ne asumăm, ne asumăm, ne asumăm că candidăm, că candidăm, că candidăm. Și cam atât, și cam atât, și cam atât, și cam atât, ca să putem fura oricât, 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 oricât. Ne asumăm, ne asumăm, ne asumăm, ne asumăm, ne asumăm că candidăm, că candidăm, că candidăm. Și cam atât, și cam atât, și cam atât, și cam atât, ca să putem fura oricât, 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 oricât.
calitate de femei insistem. Nu ne întreabă nimeni cum ne cheamă, ce ale cui suntem. Primim și privilegii, te ne mai văzut. Dar ce am cerut? Noi n-am cerut. Vi s-a părut? Da. Ne asumăm chiar și minuni dumnezeiești. Se mai întâmplă uneori să te trezești cu o geantă Prada, cu valută în porbagaj. Ce mai miraj într-un sevraj. Ferească sfântul, scazi în sondaj. Ne asumăm că candidăm, că candidăm, că candidăm. Ne asumăm. Și cam atât, și cam atât, și cam atât, și cam atât, ca să putem fura oricât. Ne asumăm că candidăm, că candidăm, că candidăm. Și cam atât, și cam atât, și cam atât, și cam atât. Că noi ne ținem de cuvânt. Și pentru că ne asumăm, da. Și pentru că noi ne ținem de cuvânt, da. O invităm. Da. Alături de noi. Da. Doamnelor și domnilor. O doamnă. O doamnă minune a politicii românești. Oala minune a politicii românești. Care e un exemplu de doamnă care a putut, a putut. Și care vrem și noi ca să putem, ca să putem. Doamnelor și domnilor. Da. Doamnelor și domnilor. Și doamnelor. Și domnilor, da. Invităm în scenă, da, o invităm în scenă, pe doamna Viorica Dăncilă! Dăncilă! Doamna! Doamna Viorica Vasilica, doamna! Doamne, ce sprinten se mișcă! Ia uitați-o cum vine! Bun venit în 2024, doamnă! Vai, ce ne bucurăm! Aplauze, că a venit doamna Viorica! Doamna Viorica, doamna Viorica! Doamna Dăncilă! Hai, dragă, că a venit doamna! M-am emoționat! Așa, lăsați-o! Da, cu doamna Viorica Dăncilă. Da, mai mișto în realitate. Mi-a zis, aveți o stramă, doamnă. Bună seara! Și bine v-am găsit! Dacă se poate și așa spun prostii, să-mi dați ceva din spate ca să văd și eu ce zic aici. Că și așa, da, mulțumesc, trăiască lumina! Dragi diasporezi, de oriunde vă aflați, bună seara! Mă bucur mult să fiu în seara asta aici. Și vin cu bucurie și cu mare bucurie să vă spun că am venit. Să știți că am o viață destul de trepidantă și nici nu știu dacă mi-am făcut cocul ăsta bine, dar mă rog. Aseară am fost la spital, am vizitat niște impacientați. Apoi, spre seară, mi-am făcut un cont de OnlyFans, vai de capul meu. Dar să știți că România e pe drum bun. Se lucrează. Autostrada 0 e gata. Urmează autostrada minus 1 și minus 2. Trebuie să devenim oameni noi și puternici. Adică oameni noi și puternici voi. Aș vrea să candidez iar că se duce la Vale țara. Ca să te duci la Mamaia să mănânci, când comanzi la restaurant, nu te numești
consumator, dar la cât costă un șnițel, ești investitor. Să știți că știu pe cineva care a fost în Bulgaria, i-a furat mașina și tot a fost mai ieftin. Da, o să scad prețurile și o să dau și o șampanie, că eu sunt o femeie populară și așa cum se spune, românul s-a născut moiet. Da, mă bucur că de fiecare dată oamenii mă primesc cu ovulații, nu știu cum am primit alegerile. Ce să vă mai zic, mi-am propus atâtea lucruri care nici în cap nu mi-au intrat toate câte le-am scris aici pe hârtie. Eu sunt româncă adevărată. Dacă mi s-a aprins becul la benzină, mai merg încă 80 de kilometri. Bineînțeles, ultimii 20 împing mașina. Veți vedea cine sunt eu și ce pot să fac. Și tot atunci o să văd și eu. Multe probleme în țară, foarte multe. Trenurile tot întârzie. E rușine mare. S-au blocat ieri trenurile 4 ore la Periș. A fost Periș Captivus. Dar le rezolvă Viorica pe toate, stați liniștiți. Mulțumesc. Să nu mai faceți glume despre mine că vă bate Dumnezeu, chiar am înțeles care asta în platforma electorală, batem pe cine zice de Viorica. Să știți, și cred că știți că am ieșit din viața politică, dar o să revin și viața politică a ieșit din mine. Da, a fost o luptă grea, dar acum o să merg și până în turul 4. Am încercat orice ca să mă iubiți. Am băgat și câte o privire din aia sexy, dar m-am oprit că mă suspectau colegii de accident vascular. Prea fericitul Papa Nicolau avea o vorbă. Nu spune textul, ce îți spune testul. Și eu vă iubesc. M-ați acuzat că nu știu limbi străine. O minciună. Știu foarte multe. Străine cu totul chiar de mine. Sunt destul de posedată. M-ați acuzat că fac greșeli. Îmi era și frică să casc, că mă trezeam cu 3-4 prostii în gură. În viața mea începe o perioadă nouă, mă voi dedica femeii, adică mie. Am și niște sfaturi că văd foarte multe doamne și domni aici în sală, iată-le sfaturile. Dragi doamne, fiți atente, bărbatul comandă în casă și vă rog să-l lăsați. Vă duceți în altă cameră la o prietenă și îl lăsați să comande acolo, îi trece repede. Am un singur sfat. Dacă îl legați și nu se zbate, el este alesul. Stimați domni, atenție! Într-o căsnicie trebuie să știi când să pui piciorul în prag. În orice caz, nu încălțat, vedeți, doamnele știu, și nu după ce a dat cu mopul. Dragi domni, atenție,
Când o femeie întreabă ce ai spus, nu înseamnă că nu a auzit. Îți mai dă o șansă ca să schimbi ce ai zis. Da, aveți grijă, dragi bărbați, că noi îmbătrânim repede. Noi petrecem prea mult timp visând. Eu cândva am avut un vis, am visat că fac pe mine și când m-am trezit mi s-a îndeplinit visul. Români, țara ne vrea proști și eu m-am conformat prima. Știu că atunci când mă vedeți, aveți sentimente amestecate, și bune și rele. Ca atunci când soacra ta are accident cerebral fix când dă România gol. E ca atunci când iubitul tău îți dă tot ce are, dar trece numai cu antibiotic. E ca atunci când iese domnul Claun președintele tuturor românilor, dar l-au votat numai câțiva, printre care și eu din greșeală. Mă rog, mi-au spus să pun ștampila pe mine, dar nu-mi plăcea că arăta ca un tatuaj. Aș vrea să o luăm cu începutul, deși eu am luat-o mai mult în continuu. Acum 8 ani, Doamne, ce tânără eram atunci și ce tânără încă am fost. Sper că v-ați bucurat de votul vostru atunci. Președintele Claun v-a ignorat 8 ani. Și spuneați de mine că sunt ignorantă. S-a plimbat prin lumea asta de când e președinte, de zici că România e agenția lui de turism. Africa, Arabia, America, n-a scăpat nimic. Din păcate a fost ocupat și numai în România n-a apucat să ajungă încă. După ce am participat la alegeri, atunci mi-a fost foarte greu, să știți. Am citit comentariile oamenilor, unii mă făceau vacă, mi-a fost așa rușine că 2 săptămâni n-am mai vrut să ies din grajd, din casă. M-am dus să fac și terapie, că am avut mult timp liber, m-am programat și mi-au zis să vin în 7 zile lucrătoare. Deci nu am cum să merg, că eu nu lucrez. Păcat că poate mă făcea bine. Depresiunea asta este o boală ceva de speriat. Mai voiam să o întreb și dacă sunt bisexuală, că până acum am făcut sex doar de 2 ori. Mă gândesc dacă mă iubește și pe mine cineva, că nu cred că e normal să mă țină bateria telefonului 5 zile. Dragii mei români, iertați-mă, dar o să vă spun adevărul. Votați prost. Nu vă pricepeți. Ați ales degeaba. Uite cum agricultura e la pământ. Bine, asta și pentru că toți țăranii sunt în Parlament. Și acolo ce să lucreze? Că e pământ doar sub unghii. Au ajuns să se înjure și să se bată ca niște bețivi într-o cârciumă. Alții se duc acolo doar să se culce. Caragiale avea o vorbă. Păcat că nu mi-o amintesc. S-a făcut o nedreptate și pentru politicieni. E adevărat, da. S-a introdus la școală clasa 0. Nu e corect. Clasa politică era normal să se numească clasa 0. Pe Ciolacul l-ați spus prim-ministru. Are și privirea aia senină. Fug ideile de la el ca frizerii de Nicușor.
Se mai aude acum că românii vor să voteze cu aur. Cred că singura șansă a României e să se interzică dreptul la vot. Pe doamna Șoșoacă tot voi ați spus-o acolo. Umblă prin parlament cu telefonul și filmează cum face scandal. Orice om îi place să filmeze, dar femeia asta are ambiții de regizor. George Simion e Robert De Niro și ea e Scorsese de Balaceanca. Vă fură ăștia toți din buzunare, de zici că România e autobuzul 104. Nu vă uitați la voi în oglindă, oameni buni? Ziceți de bine că sunt proastă și când vă duceți să dați bacul la matematică, nu știți niște amărâte de cifre romanes. Apropo, de când se dă la bac limba romanes? Ci că la română a picat Eminescu. Păi dacă și poetul național pică la bac, ce să mai așteptăm de la amărâții noștri? A nebunit lumea, să știți. Acum pot să vă spun că a trecut, gata, domnul Dragnea nu fură, așa să știți. El măsura ca să vadă până unde se poate merge cu voi. Nu era jaf, era statistică. Deci nu e posibil așa ceva. Un neamț președinte, o franțuzoaică la sectorul 1 și ciucă prim-ministru. Atâta se bâlbâie de parcă face beatbox. Vorbește așa de prost limba română, de zici că e o condiție ca să poți ajunge președinte. Rareș Bogdan s-a dus să facă piața cu un ceas de 30.000 de euro la mână. E jenant. Eu în locul lui aveam un om care să poarte ceasul pentru mine. Omul ăsta, când te uiți la el, vezi numai bani. Eu nici nu știu ce să fac seara. Să mă uit la el sau la Casa de Papel. O să înceapă acum toți pe Facebook. Mergeți la vot, că numai așa puteți schimba ceva. Bine a zis cine a zis, dacă votul putea schimba ceva, nu vă mai dădeam noi voie să votați. Acum să vă zic ce o să fac eu dacă o să fiu președinte. Păi ce o să fac? Ca și actualul, rămân mută. Deci, cu ce aș începe ca președinte, ca să știți ce program am, că nu se știe niciodată. Mai întâi m-aș trezi la 8, că cine se trezește de dimineață mănâncă micul dejun. Pe urmă mă spăl, mă îmbrăc cu hainele de președinte, mă încalț cu pantofii de prima doamnă. Sunt niște pantofi speciali care te strâng și te ajută să ai fața aia constipată la conferința de presă. Și să văd cu ce încep. De ce au nevoie românii? Că mie îmi pasă de ei. Și mereu am zis că chiar dacă nu m-au vrut, eu îi bag pe toți în Schengen. Deci încep cu războiul din Ucraina. Îl rezolv și pe ăsta, sun la Putin și îi spun că gata cu trupele Wagner, ne-am săturat de simfonică, s-ar putea să ajutăm și noi Ucraina și să trimitem și noi trupele noastre speciale de manele și e vai de capul lui. Dacă apare vreun cântăreț de-al nostru pe acolo, e vijelie.
îl sun pe Mircea Joană pentru că e secretar general la NATO și îi zic: na, că eu am ajuns președinte și tu tot secretară. Bun, la telefon am rezolvat toate astea, acum mă ocup de politica internă. În primul rând renovez spitalele, că la cum mă știu de capabilă o să fie pline. Nu se poate să vină domnul Maticiuc și cu Mihai Bendeac și să facă singur pe toate. M-a întrebat o fată de aici ce platformă am. Vă zic sincer, e de 20 de centimetri, că eu sunt mai micuță. Da. Deci, ce o să mai fac? Să știți că eu în viață am înghițit și am rezolvat lucruri. Bine, mă rog, poate nu am înghițit, dar nici n-am rezolvat nimic. Am auzit că încă mai sunt școli cu WC-urile în curte. Copiii trebuie să iasă în frig să-și facă nevoile. Trebuie rezolvat. Ducem școlile unde e WC-ul. Drumurile, trebuie să recunoaștem, sunt vai de capul meu. Am vorbit cu specialiștii în reconstrucții care mi-au zis că avem două soluții. Ori astupăm gropile, ori mai ieftin săpăm în jurul lor să nu se mai vadă. Înțeleg că din cauza la asta distrugem practic lumea, e o problemă planetară. Mi-a zis un consilier că din cauza la gropi se strică toată planetara. Mai departe, benzina se scumpește tot mai tare. Dăm mașini electrice gratis la popor. Eu am luat una din asta și este foarte rapidă. Ultima oară nici n-am apucat să mă sui în ea. Am luat-o sus în casă ca să o și încarc și s-au enervat vecinii și de atunci mi-am luat-o și sus și jos. Trebuie să plafonez și prețurile la gază și la lumină. Când m-am uitat pe factură, am crezut că leșin. Mie așa mi se întâmplă de câte ori citesc ceva. Și dacă nu vreau ăștia să dea lumina cu bani mai puțini, o să producem noi curentul nostru. Deschidem ușa și de la balcon și de la sufragerie și gata. Așa, ce mi-au mai scris oamenii ăștia aici să citesc, că o să promit că fac. Dar noi în politică să știți că avem aceeași foaie, doar schimbăm semnătura. Toată lumea credeți că, voi toți de fapt, credeți că noi nu vrem să facem ceva. N-aveți idee cât de mult iubesc eu țara asta, cât de mult vă iubesc eu pe fiecare în parte. Aș veni și v-aș săruta în somn. Trebuie să recunoașteți că asta e cea mai pură formă de iubire, să fii pupat când dormi. Deși asta detestă politicienii români, mai ales când sunt la închisoare. Deci, ce să mai gura-vura, astăzi îmi lansez campania, că văd că deja am zis-o, găsim și titlul, că cu România Educată poate v-a ajuns deja. Oricum am văzut că nu v-ați simțit jigniți, că v-au făcut needucați. Lansez campania România n-are. Și vreau să merg și mai departe, astfel încât nici să nu aibă vreodată. De grijă, zic. De fapt, până la urmă, pe cine ați vota, oricum, o să vă facă ca Nicușor Dan. O să vă dea dușuri reci. Dormiți liniștiți în continuare. Politicienii vă lucrează pentru dumneavoastră. Să aveți o viață frumoasă, care oricui îi place să fie orb în țara lui și profet. Vă pup pe toate cele bune și conform sondajelor, din ce am văzut și eu, eu am fost și voi rămâne Viorica Dăncilă!
La revedere! Vreau să felicit aceste doamne, stați să nu-mi citiți textul, că voi aveți ale voastre suficiente aici și nu vreau să fac ca cum face toată lumea. Doamnelor, vă felicit pentru campanie, dacă nu vă merge, vă iau la mine, că tot pled pentru familie și pentru femei și iubesc oamenii în habitatul lor natural. Ce poți să mai spui după astfel de doamnă? Dacă nici femeile n-au ce spune. Dar totuși ce pot să mai spui? Mulțumim, doamna Viorica, aplauze încă o dată. Se vede că s-a retras din politică, a avut atât de multe să ne spună, să împărtășească cu noi. Da. Mai stăm mult aici, că mă întârzie naiba la coaform. Vreau să mă fac blond platinat, așa. Durează la decolorat și... Uite, toate premierele au fost blonde. N-am niciun rost așa. Să mulțumim doamnei Viorica Dăncilă, da, această doamnă care a putut. Dragi colegi de țară, cu noi viitorul abia început, vă paște. Fericit. Vă paște riscul bunăstării și al nivelului de trai crescut. Și ca să nu credeți că vă mințim aici în emisiune, o misiune, aici, acum, în exclusivitate, noi trei vă facem o promisiune. Doar o? Destule. Destule. Destule! Suntem femei și suntem trei și avem 1000 de idei și îți promitem tot ce vrei. Mai merge să promiți ulei. Promitem haina de pe noi, că să ne luăm noi înapoi, că nu mai vrem să vă știm goi. Ne place goi, e sexy goi. Vă vrem doar pe prosperitate, oh! Deci dăm ulei, zahăr și lapte. Ok. Întâi promitem doamnelor că ne bazăm pe votul lor un voucher free la coafor. Mai bine ar merge un masăr și o dietă campovești. Te rog să nu ne amăgești. Mănânci cât vrei și tot slăvești. Tu cât mănânci că slabă ești. Veți fi atât de uimitoare. Dar cu efecte secundare. Mănânci ciolanul, te îngrași la anul. Avem și pentru domnii dei și tot ce vrei și ce nu vrei. Le dăm mici, fotbal și femei în orice ordine vrea ei. Valabil pentru toți bărbații, în special cei însurații. Dăm lege fără declarații și îi scutim de explicații. Să nu mai intre un belele. Dacă femeile sunt rele, să se rezolve între ele. Avem pentru pensionari și cu și fără ochelari reduceri la senzații tari, să nu mai fie sedentari. Iar pentru tinerii școlari și tocilari și populari, promitem să se facă mari, să aibă bani de lăutari. Pentru sportivii olimpici o diplomă și patru mici și un suc la pet. Hai luați de aici. Promitem celor de la sat și oricui e interesat tractoare cu videochat și internet la trăiera. Și mai promitem în urban măcar odată la un an să faceți baie la Ligian, numai cu apă Evian. Și la final în încheiere vă spunem că a fost o plăcere să fim cu noi la mici bere. Ne va plăcut să ne ascultați și acum puteți să aplaudați. De pe scaun vă sculați și haideți să ne votați. Ce?
Și partidul ce-am înfăptuit, care vrem ca să-l votez, pe care e partidul nostru fericit. Dacă cu noi, cu noi te alăturezi, partidul nostru FFF e fix exact ce-ți trebuie. Și la final, în încheiere, Promitem și la revedere! Facem o bine meritată baie de mulțime acum. Inaugurăm turneul electoral. Ei, am avut premiera la dumneavoastră, am fost onorați. Așa, o facem. Și 1, 2, 3, stai! Și cu publicul! N-ai făcut, domne, pentru ce? Ai făcut? Hai, întoarce-te! Hai, da! Să facem cu publicul, măi! Cu publicul nostru! Haideți! Haideți! Și cu electoral. Așa, vă dăm! Și numărați dumneavoastră! 3! Aplauze, doamnelor și domnilor! Trei femei în turneu electoral! Acest spectacol a fost în premieră aici, la The Pub. Doamnele se pregătesc să plece în turneu în toată țara. Vor pleca în țară, atât cât și în țară, cât și la țară. Da? Le mulțumim din suflet, Elena Albu, Dana Florian, Iulia Bădulescu și nu în ultimul rând, Irena Boclincă, doamna Viorica Dăcilă, actriță din Moldova care a ales să lucreze la noi în România, activează în România la noi. Deci, doamnele, trei femei în turneu electoral, de fapt sunt patru. Încă o dată aplauze, le mulțumim din suflet. Sunt artiste desăvârșite și materialul pe care l-ați auzit este pur și simplu original. Au scris fetele și vorbele și muzicile. Le mulțumim din suflet și vă mulțumim mai ales și dumneavoastră pentru prezența dumneavoastră. Mulțumim din suflet gazdei noastre, The Pub, stafful condus de domnul Radu Gorgu, minunatul staff unde se mănâncă, se bea bine aici la pub, la Trocadero. Și le așteptăm pe doamnele noastre din nou cu noi proiecte, sunt superbe, sunt minunate, extra talentate. Mulțumim din suflet! Mulțumim din suflet, doamnelor, sunteți minunate, vă mulțumim că existați. Vă mulțumim că faceți ceea ce faceți. Ați atins niște puncte mai în glumă, mai în serios, dar foarte adevărate. Sper că mesajul a fost transmis. Iar în încheiere vreau să... În încheiere vreau să, înainte de încheierea ta, vreau să-i mulțumesc și lui Toni la sunet
și băiatului nostru de la Lumini, care a fost foarte drăguț. Și nu în ultimul rând, lui Viorel Marinache! Sunteți niște dulceți! Și publicului. Bineînțeles.